Dacia confirmă faptul că prima sa mașină electrică va fi produsă în China, unde este produs și micul SUV Renault Kadett, ce are multe în comun cu Spring. Mașina este considerată a fi a treia revoluție de la Dacia, după Logan și Duster. Automobilul va fi lansat în prima parte din 2021 pentru car sharing și va ajunge în toamna anului viitor la clienți persoane fizice. Viteza maximă de 125 de km pe oră, autonomie promisă de 225 de km. În legătură directă cu noi este jurnalistul auto Vlad Barză. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc că sunteți cu noi. De ce China, domnule Barză? China are cea mai bună infrastructură pe producția de mașini electrice, produce și cel mai mult. Probabil chiar peste jumătate din mașinile electrice iau o categorie numită New Energy Vehicles, în care includ și mașinile electrice și hibridele încărcabile la priză, și produc peste 1 milion de mașini pe an în aceste categorii. Apoi China știe să producă foarte ieftin, apoi au și infrastructură și fabrici pe partea de baterii. Aici nu trebuie să uităm că bateria este cam cea mai scumpă componentă a mașinii electrice, poate depăși și un sfert din valoarea de producție a mașinii. Și China poate produce baterii foarte repede, foarte bine, acolo sunt toți furnizorii. Și cei de la Renault, evident, vor să producă cât mai ieftin acest model. Deja au mașina Renault Kadett, de care ați și spus. Dacia Spring va fi mai ranforsată, va fi adaptată pentru piața europeană, pentru normele de siguranță mai dure decât aici, dar nicăieri nu puteau să o producă mai ieftin decât în China. Și totuși, cât ar putea costa, mai ales că oficialii Dacia nu au dorit să spună exact prețul, cu atât mai mult cu cât această mașină va fi produsă în China, cam la ce preț să ne așteptăm? Cei de la Dacia Ungaria au comunicat un preț, ideea că lansarea pentru persoanele fizice va fi în toamna viitoare, deci atunci va ajunge mașina, deci mai e mult timp. Cei de la Dacia Ungaria au anunțat însă un preț de precomandă de 17.400 de euro înainte de aplicarea subvențiilor. Acum depinde de fiecare țară cât sunt subvențiile în Europa, dar și la noi ar putea să fie, dacă e cam tot atât, prețul de pornire ar putea să scadă sub 10.000 de euro după ce aplicăm subvenția pentru o variantă fără dotări multe. E o politică de vânzare a companiei, domnule Barză, aceasta cu prima oară vor fi vândute aceste mașini către, înțelegem, firme de car sharing sau, mă rog, zona de persoane juridice mai degrabă, iar persoane fizice undeva pe finalul anului viitor? Asta e ceva foarte nou pentru Dacia și e normal, fiindcă este un model cu totul nou și o categorie nouă. Cei de la Dacia au spus că vor întâi să vadă acest model la car sharing, să-l vadă lumea pe străzi, să vadă cum se va comporta și, de fapt, va fi un test și pentru ei. La car sharing, aceste mașini vor face mulți kilometri tot timpul. Acolo, dacă vor fi ceva probleme, de, nu știu, orice fel de probleme, vor putea fi detectate înainte ca mașinile să ajungă și la publicul larg. Deci va fi un mod interesant de a testa ce poate mașina și ce probleme sunt, dacă vor fi. Da. Apropo de probleme, uitându-ne la experiența anterioară a altor companii care au scos astfel de vehicule pe piață, cam din ce zonă ar putea apărea aceste dificultăți, poate tehnice? Nu a fost la niciun model electric probleme de fiabilitate în Europa. Problemele țin, mă rog, în ghilimele, de autonomia redusă pentru un client care vrea chiar să meargă departe cu această mașină, de faptul că totuși stațiile de încărcare nu sunt chiar atât de multe, deși avem câteva sute de puncte de încărcare în țară, mai este loc de câteva sute și vor fi instalate în următorii ani. Deci nu au probleme de fiabilitate, nu au avut, dar sunt probleme de autonomie, de gestiune a acestei mașini, pentru că e un concept nou și oamenii trebuie să se obișnuiască. Și dacă lucrurile vor merge bine, domnule Barză, vreo variantă în care acest model, această variantă să fie produsă și în România, am putea avea? Cei de la Dacia au spus că nu exclud acest lucru, însă nu cred că, dacă va fi să se întâmple, nu se va întâmpla în 2-3 ani. Nu trebuie să uităm că Renault a suspendat un proiect de extindere a fabricii de la Mioveni, pentru că Renault este totuși într-un program de reducere a cheltuielilor și deci se va axa mai mult pe investiții în Franța, fiindcă asta e și cere statul francez care a ajutat compania. Aceeași situație și în cazul concurenților, dacă putem să spunem așa, de la Craiova. Domnule Barză, acolo să ne așteptăm la un model electric, poate chiar produs în România?
Cei de la Ford nu au spus că au de gând să facă așa ceva foarte curând. E și nevoie de o retehnologizare, deci de noi investiții, dar să nu uităm că fabrica de la Craiova a adăugat acum un an cel de-al doilea SUV și acum e în plină creștere de producție. În acest an a trebuit să atingă un record. Deci Ford are unde să crească, Ford Craiova, și fără să adauge un model electric. Mulțumesc tare mult pentru aceste explicații, pentru detalii. Vlad Varză, jurnalist auto, direct la Digi24.